Hey guys, astăzi am revenit cu un nou clip și astăzi m-am gândit să vă vorbesc despre rinoseptoplastie, adică operația mea de deviație de sept și prin ce am trecut, cum a fost, ce s-a întâmplat, tot. V-am zis că o să vorbesc despre ea și m-am gândit că astăzi ar fi un moment bun. Problema a început acum foarte mult timp, mereu fac rinită alergică în primăvară și cumva s-a tot agravat de-a lungul timpului și am început să strănut și să am rinită și pe timpul verii. Chiar s-a prelungit un pic și în iarnă, ceea ce devenea foarte, foarte enervant și foarte greu de suportat. N-am vrut să fiu nici genul de persoană care devine dependentă de antialergice și încercam să nu iau. Apoi, problema care m-a determinat să merg la medic a fost faptul că începusem să mă sufoc într-un fel pe timpul nopții, nu puteam să respir cum trebuie, tot timpul aveam nasul înfundat, plin de coji și, cum să zic, efectiv nu puteam să respir, eu mereu respiram pe gură și câteodată în somn, efectiv mă trezeam din somn gen așa, pentru că nu puteam să respir. Și dormeam foarte, știți că brățara aceasta monitorizează somnul, aveam somn adânc undeva la maxim jumătate de oră pe noapte din 8 ore dormite, ceea ce era foarte prost. Eu tot timpul auzeam, adică simțeam că sunt cumva trează noaptea pentru că nu mă odihneam, nu eram ok. Am fost la medic la control, la doctorul Hasan Masri și mi-a zis așa, ai deviație de sept, ai cornete mărite și evident rinita alergică pe care știai deja că o ai. Mi-a zis că vrea să mă opereze, mi-a explicat ce și cum, am stabilit data operației, care a fost 19 septembrie și asta a fost. Înainte de operație a trebuit să-mi fac niște analize speciale, mi-a dat el exact ce analize trebuie să-mi fac ca să fie totul în regulă. În ziua operației am ajuns acolo la clinică, eu m-am operat la practic clinică particulară, la clinica Apollo, acolo lucrează doctorul Hasan Masri, dar evident că operația asta poate fi făcută și prin CAS. Numai că eu am preferat să mă duc la un anume medic și să știu că totul e ok. De domnul Masri am auzit de la un prieten și am văzut și rezultatele lui și cum arăta și mi-a povestit cum se simte și am zis că ok, prefer să merg la sigur la un medic foarte bun. Am citit și review-uri pe internet și toată lumea este foarte fericită și vă zic și eu că este un om senzațional. În ziua operației am ajuns acolo la clinică, am stat într-un salon, am venit o asistentă, mi-a făcut un EKG. Am completat fișa respectivă legat de anestezie și ce boli am mai avut, câte anestezie am mai avut, pentru că a fost anestezie totală. A fost foarte haios cu anestezia, pentru că mi-a pus branulă, mi-a deschis branula, mi-a injectat anestezicul, a închis branula și doctorița îmi zice somn ușor. Și am simțit așa o căldură pe gât și în momentul ăla a zis doctoriței, cred că... Și a fost. Asta a fost tot. Deci atât de repede am adormit. Tot ce mai țin minte a fost, am simțit când m-au ridicat de pe masa de operație și m-au pus pe o targă, am simțit că mă mișcam și auzeam vorbe, dar nu înțelegeam mai nimic, ziceam doar ridică, prinde, adică cumva se chinuiau să mă mute. După care am simțit că m-au pus de pe targă în pat și știu că am dormit mult și mă trezeam. Adică prima zi am stat acolo până seara. O să vă pun și o poză pe ecran cu cum arătam imediat după operație. Încă eram sub anestezic, adică eram foarte zăpăcită de așa. Aveam un bandaj mare pe față. Îmi simțeam nasul foarte, foarte tare și încordat. Aveam niște tampoane în nas și era tot bandajat. Deci eram așa ca o mască albă. Ochii mi simțeam foarte mici, lăcrimam în continuu și v-am zis, eram foarte amețită și foarte adormită, semideliram. Țin minte că o întrebam pe mama, cum arată? Cum arată? Și mama era aici bandajată, cum să arate? Am stat cu chestii din aia pe deget care monitoriza inima și cu perfuzii, mi s-au făcut perfuzii de paracetamol pentru durere și am stat toată ziua pe perfuzii, până seara târziu, pe undeva pe la 7. Pe la 7 mi s-a dat drumul, eu n-am mâncat toată ziua și vă dați seama, când am vrut să mă schimb în pijamaua mea, că am zis că mă schimb direct în pijama și plec acasă în pijama ca să nu mai trească să mă schimb odată acasă, brusc m-au luat niște transpirații reci și mi s-a făcut rău și asta pentru că m-am ridicat din pat după ce am stat toată ziua și pe și anestezie și nemâncată și perfuzii, nu a fost ok, m-au întins înapoi pe pat, eu eram foarte vreau să plec acasă, nu mai vreau să stau aici, vreau să plec acasă. Am reușit să plec acasă, am plecat acasă, am ajuns acasă. Prima noapte a fost foarte rea, a fost oribilă. Eu aveam voie să iau chetonal abia a doua zi de dimineață pentru durere. În seara aia, după perfuzie, nu mai aveam voie să iau nimic. Am mâncat un piure
foarte, foarte puțin, n-am putut să mănânc și mi-era foarte greu să mănânc pentru că nasul era complet blocat. Prima noapte a fost destul de grea pentru că am avut niște dureri foarte mari, m-am tot foit, m-am trezit, m-am foit, a fost foarte urât. Adică nu prea am dormit în prima noapte. A doua zi de dimineață, imediat, primul lucru pe care l-am făcut a fost să iau ketonal. După ce am luat ketonal și m-a lăsat durerea, imediat m-am culcat. Prima zi, cam vreo 3 zile am fost legumă. Efectiv legumă, pentru că eram foarte somnoroasă și ketonal îmi dădea somnolență. Luam ketonal, antibiotic și încă ceva împotriva ca să nu sângerez. Pentru că exista riscul să-mi dea sângele pe nas și nu era ok. Am stat cu bandajul respectiv și cu tampoanele în nas vreo 2 zile, 48 de ore. La un dat chiar aveam niște dureri foarte mari de cap pentru că, vă dați seama, tampoanele respective și totul era o presiune foarte mare în zona asta. După 48 de ore, practic a treia zi de la operație, m-am operat luni, deci miercuri, am fost la medic la control. Mi-a desfăcut bandajul aici și mi-a scos tampoanele din nas. Vă zic foarte sincer că acela este cel mai oribil moment din toată operația. Sunt 6 secunde în total, dar sunt 6 secunde de o durere. Trebuie să fiu sinceră cu voi, pentru că de obicei sunt sinceră și vă zic exact ce se întâmplă. Și da, este extrem de dureros, este extrem, nu vă imaginați, deci în momentul ăla și cu toate durerile și cât am fost operată și în recuperare, o săptămână, stăteam și mă gândeam, Doamne, cine m-a pus să trec? Adică, vă zic foarte sincer, dacă aveam mici probleme de respirație, eu nu aș fi trecut prin operația asta. Din punct de vedere estetic, pentru că au mai fost discuții că ce ți-ai făcut la nas, că nu știu ce, estetic nu s-a întâmplat aproape nimic cu nasul meu. Adică, ce mi-a făcut? Mi-a operat deviația de sept, care era măricică, mi-a tăiat cornetele, mi le-a micșorat. Aici am înțeles că aveam un fel de gâlmă pe os, a rezolvat-o și mi-a îndreptat nasul, pentru că înainte nasul meu era un pic strâmb. Și dacă tot am ajuns în operația asta, evident că mi-a îndreptat și nasul. Și din ce știu eu, cam asta este tot ce mi-a făcut, pentru că am fost foarte specifică și foarte clară și am zis că aș dori foarte mult ca nasul meu să rămână nasul meu, nu vreau modificări, nu vreau să nu vreau să fie alt nas. Vreau să se facă tot ce trebuie făcut din punct de vedere medical, da, îndreptat, dacă tot era strâmb și tot trebuia spart, să mi-l facă drept, dar să rămână nasul meu. După ce mi-a scos tampoanele, mi-a prescris niște picături, două tipuri de picături, unele tratament pe care trebuia să le folosesc de 3 ori pe zi și unele cu sare de mare, practic picăturile respective erau sare de mare, se numesc Quicks, care ajută foarte mult la curățarea sinusurilor, atâta tot. Mergeam în fiecare zi la control pentru că trebuia să-mi curețe sinusurile, că eu tot făceam cheaguri de sânge, cojițe, tot felul și nu aveam putere să suflu. Nasul simțeam în continuare foarte tare, în continuare aveam acea mască și acel bandaj pe față, doar că aveam acum nările libere. Nu aveam miros, asta era foarte interesant, nu aveam miros deloc. Nu puteam să miros și nici nu respiram senzațional, adică din când în când mai prindeam puțin aer, dar era totul foarte iritat și nu aveam cum. După o săptămână am fost la scosul firelor. Acolo altă poveste, am avut în total 12 fire. Eu am crezut că am aici fir și atât și am zis, a, îmi scoate acolo cât de rău poate fi. De fapt erau peste tot prin nară, așa. Practic exact așa erau firele. Să știți că nu este atât de dureros. Trebuie să stați foarte nemișcați pentru că vă dați seama, intră cu o pensetă și cu o forfecuță în nări, adică este o muncă foarte migăloasă și trebuie să fie foarte atent să nu cumva să staie ceva. Firele se simt ca și durere, cum să zic, dacă știți atunci când sunteți răciți și vă smulgeți o cojiță din nas și vă... De ce toate mașinile sună când eu filmez? Știți atunci când sunteți răciți și vă smulgeți o cojiță din nas, știți că vă ciupește așa un pic. Exact așa este senzația. Deci aia este senzația când îți scoate firele. Pe unele le simți, adică unele te ciupesc, altele nu te ciupesc deloc și nu simți deloc că ți-a scos firul. Și cam atât. După scosul firelor am tot mers la câteva zile la control pentru că mai îmi punea meșe. Practic sunt niște bucăți așa lungi de vată, imbibate în ser fiziologic, pe care ți le bagă până pe aici. Să știți că sună foarte urât, dar sincer mie nu mi se par chiar atât de neplăcute.
Unele persoane zic că smash-urile sunt foarte neplăcute, altele zic că nu sunt deloc neplăcute. Mie nu mi se par atât de neplăcute. Sunt ok, adică n-am nicio problemă. Acum trebuie iarăși în continuare să merg la control și o bună perioadă de timp o să merg în continuare la control ca să vadă cum se vindecă nasul. Acum, la aproape cam o lună jumate, da, o lună jumate de la operație, ca și simptome, în continuare este amorțit. A, da, asta am uitat să menționez. Și după ce mi-a dat bandajul jos, tot nasul era foarte tare, umflat și amorțit. De fapt, se și putea vedea în pozele mai vechi că eram foarte umflată în zona asta. Încă sunt umflată, adică și aici mai sunt umflată, și aici sunt umflată. El cu totul s-a mai desumflat, dar încă este umflat. El așa ca și nas este foarte tare în continuare. Și dacă observați, eu nu pot să-l mișc aici, deci nu pot să mișc absolut nimic. Este complet tare. Știți că nasul e destul de mobil. Eu nu pot să fac chestia asta, adică este... nu se mișcă. Chestia asta se va remedia în aproximativ 6 luni, adică după 6 luni de zile ți se desumflă aproape complet nasul și dimineața când mă trezesc e mai umflat, seara e mai ok. Încă vreo lună, două trebuie să am mare grijă să nu mă lovesc la nas și vă dați seama, trebuie să aveți grijă să nu vă loviți la nas dacă faceți operația asta. Apoi nu am voie încă să port deloc ochelari, adică nici de vedere, nici ochelari de soare. Deci dacă cumva purtați ochelari, ar fi o soluție să vă luați lentile de contact pentru o perioadă, pentru că nu aveți voie să purtați ochelari și să puneți presiune pe nas, deloc. Efort, iarăși, nu am avut voie să fac efort. Acum am început să mă duc chiar la sală, dar o lună de zile n-am avut voie deloc efort. Două luni de zile de la operație, eu încă mai am jumătate de lună, dar mă rog, nu văd unde. Nu ai voie să stai la plajă sau în căldură, în soare. Imediat după operație, în jur de o săptămână, nu ai voie să te apleci pentru că există riscul să sângerezi și nu e ok. Acum, după o lună jumătate de la operație, vă dați seama că toate durerile alea nu mai par atât de mari și realizez că nu au fost niște dureri atât de mari, dar în momentul în care treceam prin perioada respectivă, mă gândeam cum de trec femeile prin asta, cum și oamenii, cum de trec prin asemenea durere. Ca și operație, dacă aveți probleme cu respiratul, dacă nu vă oxigenați cum trebuie creierul, ceea ce este foarte important, nu vreți să știți cât de odihnită mă simt acum, realizez că înainte eram super obosită. E altă viață, deci eu n-am mai simțit atâta aer niciodată, vă zic sincer, eu realizez acum că eu efectiv nu am respirat în viața mea. Deci cât aer îmi intră acum în plămâni, pe nas, deci eu n-am simțit niciodată cât loc e în nări. Serios, deci eu n-am simțit niciodată atât de mult aer, deci vă recomand din tot sufletul meu să vă duceți, dacă aveți probleme, faceți-vă operația, pentru că vă schimbă viața complet. Guys, dacă mai aveți întrebări legate de operație, vă rog frumos lăsați în secțiunea de comentarii. Am aflat de la medicul meu că operația s-a numit rinoseptoplastie. Nu știam chestia asta. De asta am titlul acesta super fancy. Și da, sper că v-am răspuns la toate întrebările și sper că am reușit să ofer informații cât mai complete. Dacă am omis ceva, vă rog din suflet să-mi spuneți și o să vă răspund. Și ce să vă zic, dacă vă gândiți să faceți operația, baftă, vă țin pumnii, vă sfătuiesc să o faceți și să aveți curaj pentru că o să vă simțiți mult mai bine. Și dacă nu aveți probleme și doar ați fost curioși, și eu mă bucur foarte mult că v-ați uitat la clip, să aveți o zi cât mai frumoasă și nu uitați să mă urmăriți pe pagina mea de Facebook, pe blog pentru alte articole și pe Instagram. Vă pup!